Salutare, numele meu este Voicu Teodor, sunt front-end developer și lucrez la OdoWeb de aproape 2 ani. Am început să lucrez cu Volto din februarie anul trecut, iar în continuare o să vă prezint o variație de blog și anume Table of Contents. Este un add-on pe care îl folosim pe mai multe site-uri, iar pe proiectul la care lucrez aveam nevoie de o nouă variație a acestui blog. O să vedeți imediat despre ce este vorba. Ok, avem această pagină unde găsim mai multe heading-uri, mai multe titluri și subtitluri. Practic, aici avem H2, aici H3, H2, H3. Ce face acest bloc Table of Contents? Veți vedea imediat. Practic, preia heading-urile din pagină și le așează în această structură. Practic, acesta este H2 și H3-urile, practic subtitlurile, vin ca și copii în această structură. Ok. Aveam nevoie pe acest bloc avem deja create două variații. Avem această variație de listing default și mai avem horizontal menu care poate fi și sticky. Însă mai aveam nevoie de încă o variație. Și anume vrem ca aceste heading-uri să fie randate într-o structură de tip acordeon, părinții să fie, titlurile să fie expandable și să putem vedea subtitlurile într-un acordeon. Avem nevoie să putem folosi acest bloc și înăuntru unui column block. Îi setăm variația de acordeon. Avem nevoie să fie și sticky, entries H2, H3. Ok. Se poate face expand. Aici avem subtitlurile, ne duce către ele. Ok. Și se poate observa că atunci când ajungem cu scrollul la în zona unde este acest table of contents, el devine sticky și această funcționalitate ne ajută într-o pagină unde avem foarte mult content să putem să ne întoarcem la un anume conținut. Ok, să aruncăm o privire și peste partea de cod. În primul rând, ca să adăugăm această nouă variație, va trebui să o adăugăm și în schema blocului, după cum se vede aici. Apoi mai avem un fișier index unde practic este definit array-ul cu variațiile blocului. Am adăugat acest acordeon menu, unde se vede că practic, view-ul acestei variații este reprezentat de această componentă acordeon menu pe care o vom detalia în continuare. Avem această componentă render acordeon items, practic ea ne randează această variație de acordeon. Este folosită în componenta de view, în componenta de view a variației și primește ca props toc entries, acestea fiind practic heading-urile cu incluzând și heading-urile părinte și subheading-urile, să le spunem așa. Ok. Să vorbim puțin despre această componentă care randează acordeonul. Este folosit acordeon, componenta acordeon din Semantic UI. Avem
o mapare, un map, prin care luăm headingurile, avem array-ul de headinguri, îl parcurgem și randăm titlul. Iconul îl vom randa, acest icon, această săgeată va fi randată doar dacă avem sub-items. Iar apoi contentul, practic subtitlurile, vor fi randate aici în content și se folosește practic o recursivitate. Avem din nou componenta RenderAccordionItems, care primește ca props aceste sub-items fiind array-ul de copii de subtitluri, să zicem. Mai departe, această componentă este folosită în view și aici vom vorbi despre câteva probleme pe care le-am întâmpinat și vom detalia cum le-am rezolvat. Pentru acest feature sticky, în cazul în care blocul nostru este sticky, am avut nevoie de o funcție în care să calculăm, prin care se calculează distanța relativă de la topul acordeonului până la topul paginii. Asta pentru că vrem ca acest bloc să devină sticky în momentul în care scrollăm până el ajunge practic la topul ferestrei. Pentru asta am avut nevoie să găsim practic elementele de HTML din pagină. Acest update Talkwith l-am folosit pentru că am avut următoarea problemă. Am observat că în momentul în care acordeonul devenea sticky, își modifica cu puțin width-ul, devenea un pic mai mic width-ul. Asta pentru că elementul părinte al acordeonului are un padding predefinit și atunci a fost nevoie practic să scadă acel padding ca acordeonul nostru să-și păstreze uitul în momentul în care scrollăm. Avem funcția aceasta de handle scroll, care practic ne face trigger la acea clasă de sticky în momentul în care scrollăm și ajungem la poziția blocului. Și atunci este adăugată sau scoasă această clasă de sticky TOC. Avem event listener de scroll și resize și totodată un cleanup în cazul în care componenta noastră este unmounted. Apoi se randează titlul, practic acest titlu al blocului și componenta pe care am detaliat-o anterior. Cam asta ar fi despre această variație în linii mari. Sper că poate fi utilă cuiva și mulțumesc pentru atenția acordată.